Stimate doamne, stimați domni, onorat asistență. Anul acesta, această fabrică face 50 de ani. Și cum se spune la noi, după 50 de ani vine cea de-a doua tinerețe. Eu doresc ca această întreprindere, sau aceste întreprindere, să-i se întâmple anume așa. Ca începând numărătoarea de după 50 de ani, următorii 50 de ani, să aibă parte doar de investiții calitative și de dezvoltare. În interesul tuturor celor care sunt angrenați în acest proces, începând de la plantatorii de țevă de zahăr, procesatorii, transportatorii, beneficiari. Aici s-a vorbit despre vizita din acest an în Polonia. Eu însă aș vrea să revin la prima vizită pe care am efectuat-o în Polonia, atunci a fost domnul ministru Kosarczyk. Discuțiile care le-am început atunci, continuate fiind în cadrul vizitei premierului polonez domnul Tusk la Chișinău, alte multe întâlniri care au fost parcursul timpului, mâine voi fi din nou în Varșovia pentru a participa la summitul parteneriatului estic, în cadrul tuturor acestor întâlniri, dincolo de dimensiunea politică, care vreau să vă spun că este una extraordinară ca și atmosferă și colaborare între țările noastre. Polonia este un partener sincer. Vocea Poloniei, sprijinul Poloniei este unul necondiționat și foarte eficient. Îi spuneam că în afară de această dimensiune politică, în discuțiile noastre am avut dintotdeauna componenta economică. Deoarece, atunci când ai o atmosferă favorabilă în relații, este necesar ca această atmosferă să ducă la condiții în care să activăm și sub aspect economic, ca în rezultat să oferim oamenilor locuri de muncă stabile, bine plătite, pentru ca în rezultat să avem o societate stabilă, o societate prosperă. De aceea eu, cu deosebit stimă și respect, vreau să adresez acest mesaj companiei Polish Sugar. Eu am să-i spun în engleză, așa cum de la prima noastră întâlnire am început să vorbim. Pentru că a luat această decizie, care cu certitudine nu este una simplă. Decizie de a investi în Republica Moldova. Procesul care a fost până la ziua de astăzi, eu personal îl cunosc în cele mai mici detalii. Începând de la problemele care vizează negocieri, probleme tehnice, discuții și așa mai departe, cum se întâmplă, din păcate, încă în Republica Moldova și ceea ce trebuie să înlăturăm din calea investițiilor. Vă mulțumesc și vreau să vă asigur că noi și în continuare vom monitoriza, în sens pozitiv al cuvântului, activitatea dumneavoastră aici, pentru că ne propunem ca să venim periodic, să vedem cum acel proiect lansat cu puțin timp în urmă, se va transforma într-o fabrică modernă. Noi când vorbim de investiții, avem în vedere nu doar componenta financiară. Eu am mai întâlnit investitori în viața mea, care desenau proiecte interesante și voia să le simțit pe unii din trânsii și la fabrica de zahăr, și la fabrica de conserve și așa mai departe. Noi când vorbim de investiții, vorbim de investiții stabile. Și atunci când vorbim de investitori, vorbim de investitori serioși. Ori această companie este unul din cei mai mari producători de zahăr din Polonia, care are o istorie de succes și care cu certitudine o va repeta și în Republica Moldova. De aceea, dincolo de investiția pentru a reporni fabrica, este important să menționăm, vom avea investiții în management calitativ nou. Vom avea tehnologie avansată. Iar în rezultat, cu beneficiari, așa cum vorbeam, începând de la platan, cei care plantează, transportă, prelucrează și așa mai departe. Și eu nu o să ascund un lucru important care este pentru noi. Venirea dumneavoastră în acest domeniu, care este unul strategic pentru economia Republicii Moldova, reprezintă și plus de concurență sănătoasă. Voi cu toții cunoaștem că doar într-o competiție, într-o piață liberă, noi putem să avem produse de calitate și la prețuri care reiese din raport cost-preț de livrare, dar care se stabilește în baza concurenței. Și acum, eu spun acest lucru în premieră, domnule ministru, noi am avut o
abordare care a reieșit din situația concretă în care se afla Republica Moldova în septembrie 2009. Nu o să enunț cifrele, că trebuie care tot timpul să tânguie, să vorbești și să văd la cucin, este noțiunea să jeluie, să tânguie, sunt suficienți. Nu o să enunț cifrele. Însă situația a fost una complicată și a trebuit să luăm decizii de austeritate, care până la urmă demonstrează că au fost juste. Noi am stabilizat economia, am asigurat o creștere economică, chiar astăzi mă uitam pe cifrele, ultimele evaluări. Republica Moldova este prima în Europa la nivel de creștere a produsului intern brut privit pe cap de locuitor. Trebuie să recunoaștem că venitul este unul mic, dar ritmul de creștere este unul cel pe care l-am propus. Deci e că am luat abordări corecte și am avut o politică bugetar-fiscală prudentă ca să nu consumăm din viitorul copilului nostru. Acum, un șir de proiecte, de decizii care au fost lansate, ele vizau anume această situație reală în care se află Republica Moldova, nu una în care ne dorim noi să ne aflăm. O parte din prevederile politicii bugetar-fiscale prevedea că de la începutul anului 2012 să fie majorat cota TVA la zahăr, de la 8%, care este la ora actuală, la 20%, pentru uniformizare. Și aici trebuie să fiu sincer, din punctul meu de vedere, așa urmează să facem la timpul care va veni. Discuția vom avea și voi explica, și nu voi explica, voi știți, cred că destul de bine de ce. Și sub aspectul eficienței administrării fiscale și din multe alte considerente. Însă, având în vedere rezultatul care l-am obținut în acești un an și jumătate, în domeniul industriei zahărului, ne arată foarte clar că este necesar ca statul să vină cu acțiuni, nu doar declarative, dar cu acțiuni concrete, pentru a oferi un sprijin real. Și aici vreau să menționez fără supărare doar. Din 2009, septembrie, are început activitatea fabricii de zahăr la Domnușeni, a început activitatea fabricii de la Glodeni. Și asta nu s-a întâmplat așa, din senin. A fost necesar să avem și un pic de curaj, și ai domnul Cosăciu, și un pic de intuiție în anumite acțiuni. Toate spuse duc la decizia care am luat-o în acest sens. Nu a fost ușor. Săptămâna trecută, sau când am avut ultima discuție cu cei de la Fondul Monetar Internațional, voi nu filmați. Ei mie nu-mi plac. Nu sunt foarte călduroși, așa. Ei discută prin cifre, mai puțin ne interesează domeniile strategice, zahăr sau alte domenii. Însă, rezultatul este unul important. Este o decizie pe care în mare parte ne-am asumat-o, dar care se va transpune și la nivel de decizie. Și pentru anul 2012 noi vom păstra TVA-ul la cota 8%. Și acest lucru... Însă să știți că acea sumă de bani care urma să vină în urma aplicării cotei 20 la TVA, urmează să o recuperăm din alte activități. Asta deja sunt decizii în alte domenii. De aceea, eu sper că anul viitor, când ne vom reîntâlni, înainte de a începe procesul de procesare, să-i spunem așa, noi să ne vedem și să constatăm că această decizie a fost una justificată. Pentru că, pentru mine personal, aceste cifre nu reprezintă doar cifre. 20% sau 1%. Pentru mine acest lucru reprezintă potențialul. Și trebuie să se transforme această facilitate care vine din partea statului pus valoare. Asta înseamnă mai multe sferturi de zahăr cultivată, recoltată, procesată, în rezultat cât mai mult zahăr. Pentru piața internă, și vă rog foarte frumos să aveți în vedere și componenta export.